Adică eu nu am avut absolut nimic cu Marcel Pușcaș. Și eu aș putea să folosesc ceea ce colegii lui în federație l-au găsit făcând în birou, dar nu le-am folosit. Nu au nicio treabă cu, cu, dânsul. Pur și simplu, el are niște trăiri, dar probabil că vezi într-o echipe națională, te el ca să fie o persoană cât mai cunoscută. Acum îl vedem că sunt singura persoană de care s-a sau de toți. Ăsta e felul lui pentru care are nevoie de atenție, pentru că altfel el are niște frustrări pe care vrea să le exprime publice. Și este totuși președintele unui club cu vizibilitate și așa mai departe și un fost fotbalist, un fost nu, conducător, decide, nu, nu, este decide un om nimic. care a apărut ieri în Nu fotbal. decide nimic, nu face nimic la clubul ăla. Adrian Mitelu Junior, Adrian Mititelu Senior, se dezic de declarațiile lui. Deci, întrebam în contextul în care poate unele din criticile lui au o bază reală și tu spui, bă, Accept criticele când, când, ele au niște argumente. Asta întreb. când vezi argumentele și când nu. Lucrurile astea au loc, Pot fi de la 10 persoane. Eu nu am cum să răspund la 10 persoane. Da, la Evident. Lucrurile astea pot poate să facă în față în față. Pentru că am fost la un meci al Craiovei și s-a ascuns prin loje pe acolo. Domnul Pușca și așa. Eu aș fi vrut, eu m-am dus la el și a fugit dintr-o lojă în alta. Eu m-am dus la el să-l întreb de unde e atâta înverșunare față de mine și dacă care să le discutăm. Să-i arăt că chiar dacă nu am bacalaureat, nu s-a așa prost cum mă crede el.